Executivul a scurtat cu o lună termenul până la care contribuabilii trebuie să declare și să plătească impozitul pe profit. Vechiul termen era 25 aprilie 2012, iar acum dările aferente profitului trebuie achitate până pe 25 martie. Fac excepție de la noile prevederi organizațiile non-profit și contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor și a plantelor tehnice, pomicultură și viticultură, care trebuie să depună declarația până pe 25 februarie. Termenul de 25 martie se referă la întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate care realizează venituri din activități independente, precum și din profesii liberale și cei care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, indiferent dacă sunt impuși în sistem real sau la normă de venit. Au această obligație și contribuabilii care realizează venituri din activități agricole impuse în sistem real, cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor în sere și în solarii, din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și alte asemenea activități.